Formația lui Marcel Center are o deplasare dificilă pe terenul belgenilor de la Antwerp Giants. Misiunea lor va fi îngreunată de lipsa a doi jucători, conducătorul Andrei Mandache și pivotul Augustino Cosun. Va fi un meci dificil. Echipa din Belgia este una foarte bună. Nu știu ce se va întâmpla cu Mandache. Vom juca și fără Cosun. Va fi un meci greu pentru noi, dar va trebui să luptăm așa cum o facem de fiecare dată. Am pierdut un jucător foarte important și noi, din păcate, nu îl putem folosi nici pe Okosun, pentru că, nigerian fiind, nu am reușit să obținem viza lui. Viza Schengen este incredibil de greu de obținut, pentru, în special pentru cetățenii nigerieni. Ni se cer 3 salarii plătite, ori el nu este aici decât de o lună, nu avem cum să întrunim condițiile acestea și nici nu fac niciun fel de nu au niciun fel de toleranță la aceste lucruri. Este păcat, pentru că în acest fel clar nivelul competiției scade pe niște motive bizare în opinia mea. Gazmetan va întâlni Antwerp Giants marți seara de la ora 21:30. Partida nu va fi televizată.